Mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse. Luca 12 cu versetul 35. Bun venit la casa de rugăciune, bun venit în momentul acesta la Cuvântul lui Dumnezeu și bun venit în jurul mesei sfinte. Bun venit oaspeților, ne sunteți dragi și vă mulțumim că sunteți cu noi. Foarte interesant este că versetul citat din Luca, mijlocul să vă fie încins și făcliile aprinse, era un verset care rezona foarte puternic în mintea poporului care auzea cuvintele respective. Vreau să vă întreb, unde credeți că se ducea mintea acestor oameni automat în momentul în care auzea cuvintele mijlocul încins și făcliile aprinse? Ieșirea din Egipt. Ieșirea din Egipt rămâne o provocare extrem de puternică pentru poporul lui Dumnezeu și rămâne o tipologie, o întâmplare cu nuanță profetică pentru poporul lui Dumnezeu. Când ei auzeau făclii în mână și hainele gata, ei cunoșteau lui Dumnezeu, cunoșteau gestul acela în care poporul, în care Dumnezeu se grăbea să intre în ajutorul poporului său. Atât de repede vedea Dumnezeu, încât poporul său trebuia să fie deja pregătit pentru ca nu cumva Dumnezeu să vină și ei să nu fie gata. Exodul capitolul 5, că mă întorc înapoi la situația de atunci, de la Exod, surprinde mesajul pe care Moise l-a dat lui Faraon. Îi spune așa, versetul 1, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască, un praznic în cinstea mea. Ce înseamnă să prăznuiască? Ce înseamnă să prăznuiască? Să sărbătorească. Unde trebuia să sărbătorească? În pustie. Să le întindă Domnul masa unde? În pustie. Sunt lucruri care nu sunt foarte ușor de înțeles, dar realitatea este că Dumnezeu vorbește în felul acesta poporului său. Dragii mei, în dimineața aceasta, pentru ca să înțelegem forța împărtășaniei sau sfintei cine din dimineața aceasta, voi folosi trei tablouri. Tablourul numărul 1, praznicul Paștelui. Tabloul numărul 2, moartea lui Iisus Hristos și cina cea de taină. Tabloul numărul 3, ieșirea din Babilon al poporului său, tot în ideea cinei cea de taină. Sau cu alte cuvinte, prin cina cea de taină, Dumnezeu vrea să scoată poporul său de unde este. Este fascinant lucrul acesta. Dumnezeu are de gând să scoată poporul său de unde este, nu prin puterea armelor, nu prin putere umană, nu prin înțelepciune umană, nu prin organizații deosebite. Dumnezeu are de gând să scoată poporul său de aici, de unde este, în momentul în care poporul său este dispus să-l pună pe Dumnezeu unde? Poftiți? În fruntea lor. În momentul în care poporul lui Dumnezeu îl va pune pe Dumnezeu în fruntea lor, atunci Dumnezeu va scoate poporul acesta din Egipt, din Babilon, din lume. Dar asta este singurul lucru pe care trebuie să-l facem și în dimineața aceasta aș dori să observăm că Dumnezeu ne învață asta, insistă asupra acestui lucru și anume, pune-L pe Dumnezeu în fruntea poporului. Pune-L pe Dumnezeu în fruntea familiei tale. Pune-L pe Dumnezeu în fruntea ta. Să meargă Dumnezeu înaintea ta precum stâlpul de foc. Precum stâlpul de nor. Să meargă Dumnezeu înaintea ta să-ți taie calea. Să fie El înainte.
sper să nu se mai audă. Ceea ce îmi oferă mie Sfânta Scriptură este însă un alt tablou în Exodul capitolul 12. La capitolul așezării Paștelui, înainte ca Dumnezeu să treacă prin tabără și să se pună înaintea poporului și să le taie calea, cu alte cuvinte, să le arate pe unde să meargă, poporul lui Dumnezeu a trebuit să stea la masă. Vă amintiți? Ei trebuia să stea cu făcliile aprinse în mână și cu mijlocul încins, servind mielul de Paște. Trebuia să-l termine în așteptarea sunetului de plecare. Regulile erau date, familiile erau strânse, nimeni nu era afară în uliță, nimeni nu dormea însă. Noaptea aceea a fost o noapte de veghe. Dar o noapte de veghe, nu știu cum să vă spun dumneavoastră, era foarte ciudat, într-o măsură oarecare, era teamă, era un viitor nu foarte clar înainte. Așteptau ca Dumnezeu să facă lucruri extraordinare pentru ei în timp ce ei erau încă robi. În noaptea aceea Dumnezeu trebuia să rupă lanțul sau robia socială. Nu putea să se facă lucrul acesta cu ușurință. Moise mai încercase odată. Și rezultatul a fost că a trebuit să fugă în pustie. Moise a trebuit să înțeleagă că ori de câte ori omul încearcă să facă lucrarea lui Dumnezeu cu mușchii lui sau cu puterea lui personală, rezultatul este eșecul. În noaptea aceea, toți stăteau cu brâul prins, cu flăcliile în mână și așteptau să lucreze Dumnezeu. Va lucra Dumnezeu? Nu va lucra Dumnezeu? E aceeași întrebare pe care poporul său o pune astăzi. Doamne, mai faci Tu minuni ca altă dată sau nu mai faci minuni ca altă dată? Poporul Tău are nevoie de puterea Ta, dar parcă puterea nu se vede. Pe vremea lui Gedeon, vă aduceți aminte, stătea în teasc și bătea grâul sub aceeași dilemă. Doamne, Tu mai ești același ca altă dată sau nu mai ești? Întreba Gedeon așa, unde sunt minunile de altă dată despre care ne povesteau părinții noștri? Că uite, de atâta vreme ne asuprește Madian. Și nu scăpăm, nu avem nicio șansă. Erau robi în Egipt de 400 de ani. Se obișnuiseră aproape. Știau Egiptul, știau locul de acolo. Le și plăcea, e adevărat? Le și plăcea. Aveau praz, aveau usturoi, aveau oale cu carne, aveau mâncare din belșug. Ce le lipsea? Spuneți-mi, ce le lipsea? Pentru ce plângeau? Libertatea este un cuvânt abstract. În momentul în care lumea de atunci a vrut să le ucidă copiii și să le ia copiii, momentul acela a fost momentul în care n-au mai putut. Dumnezeu îngăduie istoria noastră spre un anumit punct pentru ca poporul lui Dumnezeu să nu mai poată. E adevărat? Și dacă nu mai poate, ce să facă? Elementul sensibil al întregii experiențe din Egipt a fost că poporul a învățat să strige către Dumnezeu. Poporul ăsta nu mai strigase către Dumnezeu timp de 400 de ani. Se obișnuise, le mersese bine. Nu se spune că au strigat către Dumnezeu până atunci. Se spune însă că poporul ăsta a fost silit să învețe să strige către cer.
Să afle dacă cerul e gol sau dacă cerul e plin, dacă există un Dumnezeu acolo sau dacă nu există. Dacă Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacob e o realitate sau dacă este doar o poveste. Asta au învățat ei atunci când li s-a spus că li se ia copiii. Atunci când li s-a spus că li se va îngreuia munca, atunci când li s-a spus că vor trebui să sufere mai mult decât până acum și biciul și înjurăturile și toată mânia și disprețul poporului egiptean. Toate astea a fost marea binecuvântare pe care poporul a trebuit să... N-aș vrea să spun că a fost o binecuvântare. Dar vreau să spun că a fost un mijloc să descopere binecuvântarea. A fost ceva care i-a împins pe ei în zona binecuvântării. I-a împins acolo unde să învețe să strige. Și în noaptea asta strigaseră. Și în noaptea asta erau cu mijlocul încins. Erau cu făcliile în mâini. Mâncau mielul ca simbol al ieșirii lor. Poate că nu înțelegem lucrul ăsta, dar limpede era simbolul răscumpărărilor. Mielul acela era simbolul răscumpărării și imediat simbolul ieșirii. Sângele fusese pus pe uși. Și poporul stătea în așteptare. Va lucra Dumnezeu sau nu va lucra Dumnezeu? Aș vrea să observați un lucru. Poporul degeaba așteaptă dacă nu împlinește exact ceea ce a spus Dumnezeu, corect? Trebuie să fie mielul junghiat, trebuie să fie sângele pus pe ușă, trebuie să fie mielul mâncat, trebuie ca ei să fie gata, pregătiți pentru drum. Dacă condițiile acestea nu erau împlinite, poporul putea să aștepte, n-ar fi ieșit niciodată. Vreau să vă întreb, noi așteptăm? Noi așteptăm, o scump Iisus, cu dor a ta venire. Astăzi am cântat despre faptul că atâta dor. Bun, e bine. E bine că așteptăm. Vreau să vă întreb, condițiile sunt împlinite? Vreau să te întreb unde ți-e făclia. Vreau să te întreb dacă ți este mijlocul strâns. Vreau să te întreb dacă, într-adevăr, masa e gata. Dacă suntem pregătiți, asta este punctul 1. Probabil că ar trebui să înțelegem că Dumnezeu a făcut în așa fel încât poporul să iasă din Egipt în mijlocul ospățului lor. Îmi place mult lucrul ăsta. Ar fi putut să iasă în fugă. Ar fi putut să iasă speriați, ar fi putut să iasă demoralizați. Au ieșit din Egipt în mijlocul ospățului lor. La miezul nopții, Egiptul scotea strigăte mari de jale. La miezul nopții, poporul lui Dumnezeu sărbătorea praznicul și ieșea liniștit din țară. Vă spune ceva? Trăim într-o lume în care lagărul existențial își întărește din ce în ce mai mult gardul. Frânghiile sunt din ce în ce mai mult strânse. Teama se furișează în inimile oamenilor. Nu se știe ce va fi mâine. Sunt promisiuni de bine, sunt șoapte de teamă. Credința lui Iisus Hristos și Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov este dat din ce în ce mai departe. Poporului lui Dumnezeu încep să îi se pună din ce în ce mai multe restricții în ceea ce privește legătura lor cu Dumnezeu. De ce toate astea? Ce învățăm din noaptea asta care se lasă ușor, ușor, dar din ce în ce mai intens peste noi, ce învățăm? E ceva care trebuie învățat? Ajutați-mă! Ce învățăm?
Punctul 1, poporul a învățat să strige. Strigați către Dumnezeu. Punctul numărul 2, poporul a învățat să se pregătească. Credința care nu se arată în pregătirea noastră de fiecare zi în legătură cu evenimentele care vor veni și cu venirea lui Iisus Hristos, credința care nu arată lucrurile astea, nu este eficientă și nu ajută. Credința trebuie să pregătească poporul lui Dumnezeu. 3. Pregătirea nu constă doar în îmbrăcarea cuiva. Faptul că și-a pus costumul și sandalele în picioare și e gata să plece. Pregătirea este în a lua masa cu Iisus Hristos. Jertfirea mielului. Dacă mielul nu este jertfit, dacă sângele nu este pus pe ușă, nu există nicio pregătire. În legătură cu această pregătire, dacă mielul este sacrificat, dar dacă sângele nu este aplicat, nu este stropit pe ușorii ușii, nu există pregătire. Ce înseamnă sângele aplicat pe ușorii ușii? Ce înseamnă sângele aplicat? Sângele salvator, mulțumesc. Dar de ce aplicat pe ușorii ușii? Dragilor, sângele trebuie să stea pe ceva. Sângele nu curge, nu se varsă pe pământ. Sângele trebuie să fie aplicat pe ceva. Pe ce? Pe cine? Pe unde? Înțelegem? Și trebuie să fie aplicat în așa fel încât să se vadă. Sângele este aplicat în zona vizibilă, nu în zona invizibilă. În zona invizibilă se mănâncă, se ia cina cu ușile închise, dar în zona vizibilă este sânge. Legământul cu Iisus Hristos, bazat pe sângele Lui, trebuie să fie un legământ vizibil, trebuie să-L vadă toată lumea, și îngerii, și demonii, și oamenii. În momentul acesta noi trebuie să ne hotărâm dacă vom reînnoi legământul ăsta sau dacă nu-l vom reînnoi. Dacă vom reînnoi legământul cu Dumnezeu în fața lumii, astfel încât oamenii să vadă. Să vadă ce? Ce să vadă? Să se uite lumea la tine, să se uite lumea la mine, să se uite lumea la casa mea, să se uite lumea la casa ta, să se uite lumea la biserica aceasta și să vadă ceva. Că sângele care a fost pus mult de mult înainte și care și-a pierdut culoarea și s-a estompat așa din cauza prafului și din cauza timpului care a trecut, sângele ăsta este reînnoit și se vede. Se vede în viața mea, se vede în viața ta. Credeți că în realitatea acestei lecții există și o realitate pragmatică, concretă, care trebuie să aibă loc în viața noastră? Da sau nu? Da sau nu? După ce au făcut lucrul acesta, după ce s-au pregătit, după ce au jertfit mielul și au plecat, au ajuns imediat la Marea Roșie. Imediat. În câteva zile. Vă aduceți aminte de criza de la Marea Roșie? Frații mei, masa, mielul jertfit, mâncat până dimineața, i-a pregătit pentru momentul 2, și anume criza. Masa ne pregătește pentru criză, să știți. La Marea Roșie, criza a fost teribilă. Vă aduceți aminte de cuvintele pe care le-a spus Domnul? Poftiți? Ce cuvinte le-a spus Domnul la Marea Roșie? Domnul se va lupta pentru voi, dar voi stați liniștiți. Ca și în casă atunci, cu făcliile aprinse, cu mijlocul încins, stați liniștiți, faceți loc lui Dumnezeu să lucreze pentru voi. Acasă,
în Goșen, același lucru pe malul Mării Roșii, cu făcliile în mâini, cu mijlocul încins, faceți loc lui Dumnezeu să lucreze. Lecția este, de aici încolo, Dumnezeu lucrează. Când Dumnezeu pune masa poporului său, El pune masa poporului său pentru ca poporul să înțeleagă că de aici încolo Dumnezeu lucrează pentru ei. Nu, noi nu luăm paharul și nu ne împărtășim cu pâinea doar de dragul de a sfinți o poziție statică a poporului, nu. Poporul cu aceste simboluri în mână trebuie să se pregătească pentru plecare, pentru a ieși. Vă rog frumos, când veți întinde mâna, spuneți Domnului că sunteți gata să plecați. Spuneți mâna, spuneți Domnului că dumneavoastră stați cu făclia în mână. Spuneți-i că îi faceți loc să lucreze. Spuneți-i că îl chemați în viața noastră aici. Spuneți-i asta. Rugați-vă lui Dumnezeu. Nu faceți lucrurile mecanic. Vorbiți cu El și spuneți-i că semnificația adâncă a exodului se împlinește astăzi în viața dumneavoastră, în viața mea. Tabloul 2. Moartea Domnului Iisus Hristos și jertfa Lui în ziua aceea de vineri a fost pregătită de Domnul Iisus Hristos din nou cu o cină. Din nou cu o cină. În joia aceea înainte de răstignire, Mântuitorul s-a adresat ucenicilor și le-a spus: mergeți și pregătiți-mi paștele. Și Mântuitorul le-a zis: fiți atenți că v-am pregătit deja paștele, duceți-vă în satul cutare, mergeți înainte, veți descoperi și veți găsi un om care v-a pregătit totul. Atâta doar să-l întrebați, unde este odaia pentru oaspeți în care se iau paștele împreună cu ucenicii mei? Și veți descoperi o daie gata pregătită. Încă o dată, știți, există un dialog acolo pe care evangheliile îl surprind și la un moment dat ucenicii vin la Domnul Iisus Hristos și îl întreabă: învățătorule, unde vrei să-ți pregătim noi paștele? Și Mântuitorul le arată că, de fapt, El le pregătise paștele și spune: duceți-vă acolo, veți găsi un om care a pregătit totul. Asta și m-am întrebat, de ce nu i-a lăsat Domnul Iisus Hristos pe ucenici să pregătească ei odaia? De ce Domnul i-a spus unui om necunoscut, de nu știu unde, pregătește-mi odaia ca să iau paștele cu ucenicii mei? Ce i-a spus asta? Ați gândit vreodată? O fi cumva, pentru ca să înțelegem acea armată de oameni neștiuți pe care îi are Dumnezeu și cu care El lucrează ori de câte ori vrea să-și împlinească planurile sale? Poate de asta? Poate ca să nu cred că sunt singurul care a mai rămas? Poate ca să nu pun prea mult accent pe puterea mea, pe înțelepciunea mea, să zic: Domnul mare pe mine, ce treabă voi face eu și așa mai departe. Și în condițiile astea, Domnul îmi arată: stai puțin, te-ai gândit vreodată la omul care are o cameră de oaspeți, care fără să știi tu, o pregătește ca să vină Iisus în ea? Te-ai gândit vreodată la omul ăsta? Câți oameni de felul ăsta are Iisus Hristos azi? Câți oameni? De ce îi ține deoparte în anonimat? De ce nu-i cheamă la biserică?
De ce nu le-a făcut cunoscut cu Petru, Iacob și Ioan? De ce nu le-a făcut cunoștință? Din ce cauză? Și apoi deschid ușa. Și pe scări în sus se certă care sunt cei mai mari. Care e cel mai mare. Cum ar fi reacționat stăpânul casei dacă i-ar fi auzit cel ce le-a dat camera de oaspeți, cea mai bună? Cum ar fi reacționat dacă i-ar fi auzit cum se ceartă? Ce ar fi zis? Adică, Doamne, ăștia sunt ucenicii tăi? Din cauza aia să nu-l i-a dus și pe el acolo? Apoi ușa se deschide. Pe masa de acolo erau ce mâncaseră ei în noaptea de Paște. Tot ce mâncaseră ei în noaptea de Paște era încă o dată pe masa lor. Era mielul, erau ierburile amare, era pâinea azimă, era ca în noaptea aia. Iisus Hristos îi cheamă din nou la masă și zice, hai, deveniți încoace. Mielul trebuie terminat. Ierburile amare consumate, azima trebuie consumată, trebuie mâncat tot. Sunt 12, haideți să mâncăm împreună. Trebuia să mănânce mult până la miezul nopții, până la miez de noapte. Trebuia să stea de vorbă mult. Se așezau paturi. Acolo, în jurul mesei, se stătea de vorbă. Acolo, Mântuitorul a rostit cuvintele lui, spunându-le, mă veți părăsi toți. Veți fugi toți. Nu erau cuvinte de mângâiere. Îi trăgea de urechi? De ce le-a spus? Toți veți găsi o pricină de potignire în mine. De ce le-a spus asta? De ce s-a întors către Petru și a spus, Petre, Satan a cerut să te cearnă. La masa asta, atât de frumoasă, se rosteau cuvinte, îi pregătea de plecare. Țineți minte. Îi pregătea de plecare. Așa își pregătește Dumnezeu poporul lui de plecare. Uneori îți spune, ai grijă, nu ești pregătit, ai grijă, nu ești gata, ai grijă, mai ai probleme, nu te înțelegi cu fratele, nu te înțelegi cu sora. Să știți, la masa asta sunt cuvinte de felul ăsta și Dumnezeu ți le spune. De ce ți le spune? Poftiți? Pentru că te pregătește de plecare. Nu poți fi pregătit de plecare altfel decât dacă Domnul spune, fiți atenți, că veți fugi toți. Toți veți găsi o pricină de potignire în mine. Plecarea asta va fi altfel decât plecarea aceea din noaptea de Paște. Și Mântuitorul le întinde masa ca această masă să-i cheme înapoi. Vor fugi, se vor împrăștia. Dar datorită mesei, datorită cinei de taină, vor ști unde să se întoarcă. Vor ști că Mântuitorul îi cheamă acolo. Vor ști că Mântuitorul îi așteaptă în locul acela. Vor ști unde să se întoarcă. Dragii mei, poate că ai căzut, poate că ți-e rușine, poate că l-ai părăsit pe Mântuitorul, dar cina îți arată locul unde trebuie să te întorci. Este locul unde îți dă Iisus Hristos întâlnire. Este locul unde te așteaptă El. Cum vi se pare că Mântuitorul unește două texte așa foarte ciudate? Unul, veți fugi toți și mă veți părăsi. Textul celălalt, Ioan 14, să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-aș fi fost așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu să fiți și
voi. Păi, Doamne, ori fug, ori rămân cu Tine. Cum e? Cum e? Cum e poporul ăsta al Tău? Ori fuge, ori rămâne cu Tine. Cina de taină pe care o face Domnul Iisus Hristos este o cină care îi atrage pe ucenici mai mult decât orice alt eveniment din viața Domnului Iisus Hristos. Ioan scrie despre Domnul Iisus, dar Ioan scrie de la capitolul 13 ceea ce s-a întâmplat în jurul cinei de taină. Sunt capitole întregi care rămân lipite de inima apostolului Ioan și care fac cea mai mare parte a Evangheliei sale. Ce s-a întâmplat la masa asta? Modul în care Domnul Iisus Hristos i-a atras pentru veșnicie în jurul mesei sale. Ăsta este Mântuitorul. Înainte ca El să plece la cruce, singur, fără ei, că ei fugiseră, înainte de asta a pregătit masa. A stat la masă cu ei. Le-a spus așa, eu plec, dar vă aștept la masă în împărăția Tatălui meu. Vă aștept la masă. Și au mai trecut 2000 de ani în care Biserica lui Iisus Hristos, veac după veac, înfrântă, rănită, clădinată, a trecut prin timp dorind să ia masa cu Iisus. Și la sfârșit de istorie, Mântuitorul zice, iată, eu stau din nou la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, îi deschide ușa. Voi intra la el. Îi voi pregăti iară masă. Spuneți-mi, vă rog, de ce ne pregătește masa Dumnezeu la sfârșit de istorie? Pentru ce? Poftiți? De ce o pregătește? De ce ne pune masa la sfârșit de istorie? Pentru că de fiecare dată când Dumnezeu a pus masa, Dumnezeu a urmărit un lucru. Care era lucrul ăsta? Poftiți? În Egipt, le-a pregătit masa la miezul nopții pentru ca să plece. La cruce, le-a pregătit masa pentru că urma criza și se despărțeau. Și când au trebuit să plece, le-a pus masa. La sfârșit de veac, ne pune masa Iisus Hristos din nou. De ce? Urmează momentul plecării. Și va trebui să plecăm cu El în frunte. El trebuie să fie primul și noi după El. Și va trebui încă o dată ca poporul acesta să-L așeze pe Iisus Hristos ca și comandantul lor, în fruntea lor. De asta ne pune masa. Știți textul care spune, ieșiți din Babilon, poporul meu, ieșiți și nu vă atingeți de nimic din ceea ce este urât acolo. V-ați gândit vreodată în final care e deosebirea între Babilon și Egipt? De ce Domnul Iisus Hristos la sfârșit de istorie zice ieșiți din Babilon, nu din Egipt? Care e diferența între Egipt și Babilon? Sunt două robii. Robii sunt amândouă. Din amândouă a existat un exod. Unul din Egipt, unul din Babilon. De ce ieșiți din Babilon, poporul meu, și nu ieșiți din Egipt? V-ați gândit? E prea multă liniște azi. Haideți că aș vrea să termin repede de tot. Ajutați-mă. Nu vreau să încheiem fără gândul ăsta. Poftim? Zice, din Babilon se pleacă în cer. Mulțumesc. Dar încă o dată, realizați, există vreo deosebire între exodul din Egipt și exodul din Babilon? Care e deosebirea între cele două exoduri? În Egipt ieșea din bogății. Mulțumesc.
și din Babilon, că le-a dat toată visteria templului cu ei și așa mai departe, și a fost porunca lui Cir, etc. Frații mei, în Egipt, poporul a strigat, Doamne, scapă-ne! În Babilon, poporul n-a strigat. Poporul a rămas în Egipt, în Babilon. În Egipt, poporul a fost pe punctul să-și piardă copiii, să-și piardă viețile, să-și se piardă fizic. În Babilon și-au făcut case. Le-a plăcut. Au devenit miniștri. Au avut bogății. În Babilon te așezi. La sfârșitul timpului Dumnezeu spune, ieșiți din Babilon, poporul meu. Nu persecuția este o problemă, nu faptul că stai într-un ghetou este o problemă, nu. Problema cea mai mare a poporului Dumnezeu este că nu mai vrei să ieși. Și de aceea Dumnezeu știe că ți se leagă inima, știe că îți place. Știe că îți place Babilonul și nu-ți mai place cerul. Dumnezeu știe treaba asta. Din cauza asta Dumnezeu spune, știi, mai vrei să-ți pun masa? Între masa așezată de Iisus Hristos și masa Babilonului este o rivalitate de calitate. Este o rivalitate de plăcere. Ce-ți place? Ce masă îți place mai mult? Și Iisus Hristos zice, uite, dacă vrei și dacă auzi și dacă deschizi ușa, îți voi pregăti masa eu. Va fi cu mult mai bună. Mai bună decât lumea? Ca un ecou, așa, Sfântul Petru zice. Veniți și gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Pe baza asta se iasă din bani. De asta îți pune masa Iisus Hristos. De asta te invită la cină. Că acest moment te scoate. Amin. Mă invit la rugăciune. Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus Hristos, ca biserică ne predăm înaintea Ta. Ridicarea noastră în picioare este gestul acesta care seamănă foarte mult cu un popor care are în mână candela sau făclia și care are mijlocul încins și care e gata să plece. Fă, Doamne, ca acest gest de ridicare pe picioare să fie gestul prin care arătăm și conștientizăm că vrem să plecăm din această lume. Scoate-ne, Doamne, sufletul din această lume. Scoate-ne viața din Babilon. Scoate-ne familiile, casele, biserica. Scoate-ne pe toți ca un popor în care Tu să te așezi în locul de frunte și să ne arăți direcția. Vrem lucrul acesta. Din cauza asta, pune-ne masa și noi suntem gata să servim împreună cu Tine. Amin.